2000 de bolnavi de cancer pulmonar sunt înregistrați în acest moment în județul Buzău. Dintre aceștia, o treime s-au îmbolnăvit din cauza țigărilor, fie ca fumători activi, fie pasivi. Pentru a reduce numărul fumătorilor și a reduce cancerul pulmonar, DSP Buzău a demarat astăzi, cu ocazia Zilei Naționale fără tutun, campania Alege să fii sănătos, alege să nu fumezi. Ziua Națională fără tutun este marcată în fiecare an, în a treia zi de joi a lunii noiembrie. Direcția de Sănătate Publică Buzău și alți parteneri locali celebrează în data de 20 noiembrie 2014 Ziua Națională fără tutun. Campania se adresează în special adolescenților și tinerilor și are scop preventiv. Tinerilor li se explică exact ce boli produce tutunul în organism. Campania, care se desfășoară până la data de 30 noiembrie sub denumirea Alege să fii sănătos, alege să nu fumezi, are ca obiective informarea și conștientizarea populației asupra riscurilor asociate consumului de tutun, creșterea numărului de persoane care nu încep să fumeze și a celor care renunță la fumat, precum și protecția față de expunerea la fumul de tutun. Activitățile propuse în această campanie sunt distribuirea de ghiduri de specialitate și pliante, discuții interactive, activități de consiliere a elevilor prin dispensarele școlare. Cele mai frecvente cauze ale cancerului pulmonar sunt dependența de tutun, expunerea fie și pasivă la fumul de țigară. Deloc de neglijat este și expunerea într-un mediu în care se află particule cancerigene în aer, cum ar fi cele de asbest și arsenic.